ziua, dragi rapidiști, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sport în Alb Vișiniu. De data aceasta avem o ediție specială. Îi am pe cei doi antrenori ai echipei de polo feminine ai Rapidului, domnul Sile Ciobanu și domnul Eduard Rusu. Domnul Sile Ciobanu este și antrenorul echipei de polo a băieților. Bună ziua și bine v-am găsit la noi în studio. Bună ziua. Cum sunteți după ce fetele au câștigat pentru a treia oară consecutiv campionat? Suntem foarte fericiți și după un an de muncă și greutăți cu toată pandemia și cu toate restricțiile, a fost greu să motivăm fetele să facem rezultatul, dar am reușit într-un final după multă muncă și timp pierdut și teste și bani aruncați și cum e peste tot în sport. Până să intrăm în acest subiect, am să vă rog să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, fiecare în parte, să vă cunoască și suporterii un pic mai bine, cei care nu vă cunosc, nu știu, despre carieră, experiență ca jucător și antrenor. Ca jucător am activat la Clubul Rapid de când de la juniori, de la copii la juniori, la seniori la fel. Am luat 4 titluri consecutive începând din 2000, după care am început cariera de antrenor, care o practic de în jur de 20 de ani. Și cu mici pauze am fost la juniori, la senior 8 ani de zile, unde am obținut și locul 4 și locul 5 și mai jos, depinde de ce efectiv aveam. Și acum de 8 ani sunt la fete și am obținut la junioare locul 2, locul 3 și la senioare de 3 ani de zile suntem pe primul loc. Cam același lucru și am fost colegi, doar că eu de 11 ani sunt antrenor. Dumneavoastră a antrenat și echipa de băieți. Da. Cum sunt băieții față de fete? Care sunt diferențele? Puțin mai receptivi. Și mai muncitori. Un pic. În rest, cam la fel, exact cum a zis și colegul meu, Edi. Un an foarte greu. Am luat-o de la, nu de la zero, de la minus. Și să poți să-i motivezi, începând cu pregătire fizică. La început, când aveam voie în apă. N-am intrat în apă, n-aveam voie cu mingea. Iar așa a durat un timp. După care, la băieți a fost mai greu, că am început mai repede, prin octombrie. Dar spre marea noastră bucurie, am început și bine. Și mult mai fericit suntem că am terminat și mai bine. Chiar neașteptat. Pe 9 mai, duminică, cred că a fost și ultimul meci și festivitatea de premieră, în care ați jucat cu Steaua și ați bătut cu 12-11, cu un gol dat în ultimele secunde. Bucuria, bănuiesc că a fost un pic mai devreme, din câte știu, de la meciul, de la penultimul meci? Da, de meciul câștigat cu Steaua dinainte. Bine, nu mai conta nici matematic, nici cum, dar conta pentru noi, că vreau să încercăm să bătem și în ultimul meci. Da, adică s-a întâmplat. Adică pe românește bine și termin bine. Nu, da. Pe impresie bună, la sfârșit. Care sunt secretele acestui succes? Motivarea a fost foarte mare și până numai multor discuții, pentru că de-aia ne-am antrenat și de-aia am muncit. Și încă vă spun, a fost un an foarte greu. Și cred că am înțeles până la urmă că chiar dacă începe un meci prost, e lung, se poate schimba. Și cred că și-au dat seama. Pe parcursul meciului se poate schimba mult. Și au fost puțin mai reținute în a face greșeli majore. Cum ați reușit să formați acest grup de fete? Ei, grupul s-a format mult mai devreme, de când am preluat eu echipa de junioare de la doamna Pereanu. Și ușor erau pe ultimul loc. În primul an ne-am clasat în primele 3, cred. În al doilea an pe 2, al treilea pe 1 și tot așa. Am mai adus jucătoare. Când
S-a găsit suport material acum 3 ani. Am încercat să aducem și am și adus jucătoare străine. Și atunci s-a văzut diferența că dă un plus valoare. Tot ați menționat de jucătoarele străine. Am văzut că sunt destul de multe. Cum s-au integrat ele? Cum vă înțelegeți cu ele? Ele se depind acum de fiecare, adică fiecare cu... La fete este mult mai problematic, trebuie să apelez mai mult la psihologie, că sunt mult mai multe probleme, nu că ele sunt problematice, ele n-au nicio vină, dar trebuie să le înțelegi un pic altfel decât la băieți. Dar în principiu nu, n-am avut probleme. În general ne descurcăm cu limba engleză, avem și fete vorbitoare. Deci până acum am avut de vorbit în rusă, în engleză, în slovacă, în spaniolă. Cam și italiană. Și italiană acum. E greuț, dar ne descurcăm. Bine, basic-ul, ce le ceri, învață și ele în română, nu e problemă. La subtilități e mai greu. Când trebuie pe moment să schimb ceva, atunci e un pic dificil, dar cum se descurcă și alți antrenori în alte sporturi, suntem nevoiți să ne descurcăm și noi. Cum sunt ele cu dumneavoastră? Vă spun atunci când au o problemă, le e mai greu să vă spună sau... Mie nu, lui da, că na, e un an cu mine. Eu sunt de al 8-lea an, deja e obișnuință, dar acum s-a obișnuit și cu Silviu și nu e... Dar chestiile mai intime așa sau chestiile de-asta, la mine vin să vorbească. Am văzut că în meciul cu Dinamo, care s-a terminat 9-9, au fost la un moment dat în apă numai junioare. Cum vă înțelegeți cu junioarele? Nu știu, cum se înțeleg ele cu senioarele? Care este media de vârstă? Începând de la 16 ani până la 27 ani. Nemai având echipă de junioare, a trebuit să le integrăm în echipa asta. E adevărat, când ai presiunea rezultatului și se joacă cu trofeul pe masă, e greu să le folosești. De aceea aveam lotul mai scurt, dar meci cu Dinamo am vorbit cu conducerea clubului și am vorbit noi doi să le dăm o șansă, pentru că și matematic eram, numai să încercăm să jucăm bine, onorabil și să le dăm o șansă și lor să prindă niște minute. Ceea ce ne-a surprins plăcut e că au făcut față și și-au dorit, adică să ne arate că le putem folosi oricând. Cum sunt ele și cu școala? Au timp și de antrenamente? Cam câte antrenamente au pe săptămână sau pe zi? Cum decurg? Noi avem în fiecare zi. Avem de obicei seara, pentru că sunt la școală și seara pot veni. Dar de luni până sâmbătă, inclusiv, găsim spațiu. E adevărat, mai sunt examene, mai sunt bacalaureate, pregătiri, meditații, dar încercăm să le recuperăm și seara și dimineața, depinde. Știu că pe data de 4 mai, jocul cu Dinamo a marcat și redeschiderea vechiului bazin giuleștean. E frumos, este o stare de spirit. Din păcate, nu am avut suporterii lângă noi, pentru că era un spectacol unic. Dar asta este, ne adaptăm și ce să facem? Încercăm să ne ținem în viață. Cât de tare v-a afectat COVID-ul? Cum ați reușit să vă feriți? Cum a fost în perioada aceea când era practic toată lumea? M-am ferit, dar l-am luat. Așa că și nu m-am ferit, l-am avut. Dar e bine că nu l-ați mai dat, sau? Nu. La mine a fost mai greu, că și lucrând și cu băieții și cu fetele. Dar am trecut peste, că n-avem ce să facem. Norocul la mine, la băieți, că e lotul puțin mai mare. Și am putut să ne organizăm un pic mai bine. Problema era la fete, dacă aveau, că și cele de bază acolo era problema. Au avut când am avut și eu, au fost trei fete, nu? Trei fete și eu.
Și cum ați reușit în perioada aceea să vă antrenați, cum țineați? De un an și ceva, ori l-am avut și n-am știut, ori am eu o stea norocosă. Cum sunt fetele paralel cu băieții? Sunt mai conștiincioase? Eu zic că sunt la fel ca și băieții. Da, la fete trebuie să le dai un să vadă targetul. Nu poți să... Adică la băieții oprind mai repede când le explici și lor trebuie să le detaliezi un pic să înțeleagă de fapt acțiunea, că altfel nu... Băieții primesc mai repede informația. O digeră. E diferit oricum. Fetele de băieți e total diferit, e alt joc, altceva. Apropo și de echipa masculină de polo, care a obținut o excelentă performanță, s-a calificat pentru semifinale Superligii Naționale după ani de zile în care au fost numai în play-out. Și vineri pe 16 mai se joacă finala mică a Superligii. Da, mai avem un meci cu Steaua vineri pentru astea 3 din 5 acum, dar și cu Dinamo este foarte greu. Adică noi nu ne așteptam să fim aici, doar cu mobilizare extraordinară am reușit să obținem rezultatul. Cu toate că în 4 meciuri care le-am avut, că am avut 4 turnee, ăsta de la Oradea care a fost ultima ar fi putut, că ei au început cu avantaj. A fost o răsturnare de 4-2 noi, 7-4 ei, 9-7 ultima repriză ei și am reușit să câștigăm noi la un gol. Dar cu o mobilizare extraordinară, adică tot turneul ne-am dus acolo spunându-le voi v-ați antrenat un an de zile doar pentru meciul ăsta. Și au înțeles, încet. Și fără noroc, cred că niciun sport nou. Acesta a fost obiectivul pe care vi l-ați fixat de la început, să vă calificați în locul Superligii Naționale? Eu am zis 4-5, dar niciodată n-am crezut că va fi 4. Dar Dumnezeu mă țin și cu ea sufletiște așa, în general. Cum resimt sportivii, atât băieții cât și fetele, rivalitatea aceasta cu Steaua și Dinamo? Eu am muncit mult pe partea asta, să n-am schimbat foarte mult lotul și atunci obișnuindu-se și inoculându-le de la început că oricine ar putea să ne bată, dar nu astea două echipe, atunci deja s-a rădăcinat treaba asta. Deci nu mai e problemă la fete. Ce vă propuneți în continuare? Care sunt obiectivele următoare pe care le aveți? După pauza asta, care o să o luăm de vreo 2-3 săptămâni, să vedem ce putem aduce nou, cine se lasă, pe cine schimbăm. Trebuie să ne așezăm la masă și cu clubul și să vedem încotro o luăm. Adică, în funcție de buget. Bine, clubul chiar ne-a ajutat de 3 ani, chiar ne-a ajutat ca și secție, mai mult pe fete decât pe băieți, pentru că acolo era un obiectiv major, chiar ne-a ajutat și atunci au apărut și rezultatele. Acum... Aici la fete aș vrea să menționez și chiar să mulțumim împreună domnului Alex Bade de la Brenta care ne-a ajutat, domnului Mihai Stănescu care la fel ne-a ajutat, că au fost lângă echipă și s-a văzut. Ce ar trebui să se întâmple ca polo-ul, în general, mă rog, mai mult feminin să zicem, să fie mai vizibil? Noi nu știu dacă avem foarte multe de făcut. Problema este acum cu să vedem cine vine la federație, ce program au, pentru că ca și ramură sportivă e destul de greu de digerat, pentru că nu tot publicul este avizat, în primul rând de reguli. Și foarte mult din joc este sub apă, deci ceea ce este foarte greu și logistică, ca și televiziune, este greu să bagi scafandrii, să filmeze, că acolo era tot spectacol. Asta odată, iar doi... Adică nu știu jocul ce program este sub apă asta, vă să nu zic. Nu știu ce program au ei ca și promovarea sportului.
E adevărat că momentan, în ultimii ani, polul feminin a crescut și avem șanse pe internațional să ieșim mult mai repede decât la băieți. La băieți este mult mai greu și concurența este mult mai mare. Deci e foarte greu să ieși momentan pe internațional. Noi am avut cu fetele și Cupa Dunării de 2 ani de zile, unde ne-am clasat onorabil și am luat și noi pulsul meciurilor internaționale, ceea ce e cu totul altceva. Există jucătoare sau jucători care sunt la Naționala? Avem multe, multe, multe. Avem 6-7 avem de la noi. Cum s-a schimbat polul românesc din anul 2021 față de cel din anii 90, să zicem? E mai dur, e mai, nu știu, tactic, cumva? Doar că nu sunt spectatori și acolo se simte, se... S-au băgat reguli noi ca să, tocmai să fie mai spectaculos, zic ei, dar asta înseamnă mai multă pregătire fizică. Înainte era mai tactic jocul, acum este mai mult pe viteză și pe pregătire. Din punct de vedere financiar, ați recomandat tinerilor să se apuce de acest sport? Dacă e să o luăm financiar, nu știu dacă e tocmai ok. Da, ajungi la un punct în care poți câștiga. Ai valoare, te duci mai sus. Ai valoare, mai la... Dar este foarte mult de muncă. Asta este problema. Spre deosebire de alte sporturi care sunt pe pământ, în primul rând ești în alt mediu, în apă. Și e mult mai greu. Atunci ar trebui cam 3-4 ani spre 5 să poți să pui primul copil să joace un meci. Deci e foarte mult de muncă. Foarte mult. Pe când la alte sporturi, handball, celălalt, dau așa un mic exemplu, e altceva. Imediat poți să le pui mingea în așa. Aici e greu. Dar există copii care își doresc? Bănuiesc că există, nu știu. Copii sunt. Câți, dar... Sunt. Da, acum am început cu bazinul nou, am început și noi cu selecția. Să vedem ce adunăm, să începem, că noi n-am mai avut de ani de zile copii și juniori. Tocmai din această cauză, neavând bazinul, făcând antrenamente pe la Floreasca, unde nu aveai voie să faci inițiere, nu aveai voie să faci selecție, sau cam când au ajuns la vârsta senioratului, cine a avut valoare și a intrat în loturi, ok, cine nu, n-a prea mai avut unde să se ducă. Cam câți dintre ei credeți că fac performanță? E greu de spus. Gândiți-vă la generația mea și a lui, am ajuns 8-5, la seniori, iar acum 2-3, depinde. Sunt echipe care ies campioane la juniori, la toate categoriile sunt campioni și practic rămân 2 sau 3 de la ei. Restul ori iau alte echipe, ori se lasă. Deci nu mai este pentru că este multă muncă. Și nu știu, acum generațiile actuale pun accent pe altceva. Da, sporturile care sunt mai vizibile, tenisul, handbalul. Și unde sunt ba mai mulți. Cum a venit pasiunea asta pentru dumneavoastră? Ați avut pe cineva în familie care... Da, tatăl meu, Grusu Cornel, care a jucat și la Dinamo și a fost și la Rapid și capitanul echipei și capitanul echipei naționale. Și în echipa lumii era antrenor, dar bineînțeles că era antrenor la senior. Noi am trecut prin mai multe filtre până am ajuns la seniorat. Dar da, la mine de asta a fost ceva natural. La el am dus să învățănut și mi-a plăcut mingea galbenă și a rămas acolo. Deci e Rapid. Păi dacă aici era tatăl meu, pentru mine a fost ușor, adică a fost ceva normal. Deși stau în Ghencea, pentru mine e mai aproape aici. La mine erau părinții rapidiști.
acum că tot a venit vorba de Rapid, urmăriți meciurile de fotbal ale echipei în Liga a doua? Da. Da, de ce nu? Mai sunt 3 meciuri, promovăm? Să sperăm că da, de ce ajută. Nu? De cum ce spunem, nu? Cu puțin noroc și cu mobilizare și cu răutate, se poate. Vreau să vă felicit și eu încă o dată pentru toată munca pe care ați depus-o, de asemenea și pe, și pe fete. Poate într-o zi vom avea invitate și din echipa masculină sau feminină. Dacă vreți dumneavoastră să transmiteți un mesaj către cineva, nu știu, suporterilor sau... Suporterii să stea aproape și să fie continuare aproape vis-a-vis de toate secțiile, nu numai de fotbal și de handbal, pentru că și celelalte secții fac performanță, dar se află mai puțin sau nu sunt atât de mediatizate. Eu abia aștept să-i văd în tribună. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și felicitări. Mulțumesc și noi. Noi ne revedem la următoarea ediție. Hai, Rapid!